Tren cu câini De obicei, pe la 12 ziua, colocolameștenii și splendidele la colocolameștene ieșeau pe străzi să respire curatul aer înghețat. Ca orășan, de făcut n avea ce face, așa încât se delectau cu aerul curat zilnic și pesăturat. Într-o vineri, care a căzut la începutul lui martie, când pe marea stradă a Comitetului Sindical circulau pline de importanță cele mai de vază familii, din piața membrilor se făcu auzit un zvon de zurgălei, după care își făcu apariția pe stradă un echipaj de toată mirarea. Într-o lungă sanie samoeză trasă de trei șiruri a câte trei câini, se lăfăia un tânăr cu o fecișoară numai pielea și osul, înfoforit într-o șubă de ren. La vederea unui atelaj atât de neobișnuit pentru climatul temperat al Colocolamscului, Cetățenii manifestară o curiozitate firească și se dispuse rânduri, rânduri, de rânduri-rânduri de-a lungul trotuarului. Călătorul necunoscut trecea ca vântul pe stradă, șficiind într-una cu biciul un lăturaș leneș din ultimul rând și strigând cu voce răsunătoare, Șaric, diavol, banghiu, na, șaric!" Nu erau scutiți nici ceilalți câini, ți-arăte-o, bobic, nu, juci, ca la meștenii, neștiind pe cine trimisese Dumnezeu, strigare pentru orice eventualitate, ura! Necunoscutul își scoate căciura de blană cu urechi mari siberiene, o agită în aer în semn de salut și la berăria glasul trecutului își înfrână bidivii în Răvaș. Cinci minute mai târziu, după ce regă trenul cu câini de un copac, călătorul intră în berărie. Pe un perete al localului cu băuturi spiritoase, atârna un afiș. Rugă nu se șterge mâinile pe fața de masă, deși pe mese nu era nicio față de masă. Cu ce porunci să vă servim?" întrebă patronul cu vocea tremurând de emoție. Faceți liniște!" strigă necunoscutul și ceru pe loc o jumătate de duzină de beri. Colocola meștenilor îngrămădiți în berărie le fu clar că au de-a face cu o personalitate distinsă. Atunci, din mulțime, se desprinse reprezentantul puterii executive, și cu un devotament neprecupețit în glas, strigă exact ca în gogol. Vreau un ordin către șeful limitiuc al miliției? Vor fi, răspunse tânărul bărbat. Sunt profesorul Emanuel Starohamski de la Alas Academie Centrală de Științe Spațiale. La ordin, răcni limitiuc. Meteoriți aveți? Ce? Să trăiți? Meteoriți! Așa numiți boriz, aveți? Limitiuc se sperie teribil. Mai întâi spuse că da, pe urmă spuse că nu, după aceea se încurcă definitiv și bolmăji că un abces există, dar că, din păcate, nu e încă suficient de evident. Abcesele nu mă interesează, exclamă tânărul profesor de 18 ani, căruia distinși și laurea lui Curic nu-i dădeau pace. Potrivit datelor existente la Academia Centrală, la voi a căzut în timpul domniei lui Alexandru I. Blagoslovitu un meteorit de mărimea peninsulei Crimea Reprezentantul puterii executive se pierdut de tot Dar situația a fost salvată de Musiu Autenticov, cel mai înțelept dintre meșteni. El îl salută pe tânărul profesor în manieră orientală, ducându-și mâna pe rând la frunte și la inimă Se gândise că așa trebuie să salutați reprezentanții științei după ce îi spărvi acest ceremonial, el declară că dintre contemporanii lui Alexandru I, blagoslovitul, mai rămăsese în oraș doar un bătrân fără de partid, pe nume Cherosinov, și că acest bătrân este singurul om care îi poate da profesorului lămuririle de care are nevoie. Cherosinov, deși nu avea o origine prea sănătoasă, era un om vioi și vesel. Ia spre moșule, întreba Mical profesorul, ți-a venit timpul de crematoriu? Mi-a venit aică, răspunse bucuros bătrânul în vârstă de un veac și jumătate. La crematoriul nostru sovietic, la columbariul nostru. Pe urmă, se gândi puțin și adăugă și planetariu. Meteoritul ți-l amintești? Cum de rău, taică, mi-l amintesc. Veniseră toți, Alexandru I a venit și Goleșnicev, Kutuzov a venit cu Eger și cu Malinovski și la dă învârtește e, cine imperatorul a venit. Și Henri Barbius a venit într-o birjă de stat a, a întrebat cum se trăia pe timpuri Și eu, sigur, nu m-am apucat să ascund Ne-au chinuit, zic, în 1801, zic Aici bătrânul se apucă să îndruge așa niște tâmpenii Încât îl luară de acolo În afară celor spuse de el Profesorul Starohamski Nu a mai putut obține nicio informație despre meteorit Bun, zice gândura profesorul Va trebui să for... Um... Berea nu o plăti, întinse un cort pe marea strada Comitetului Sindical și rămase să locuiască acolo, așteptând, după cum spunea, mijloace de la centru pentru forare. După o săptămână avea toată fața acoperită de barbă, era dator pentru de șase ori douăsprezece duzini de beri și rămăsese fără câini care fugiseră de la el și vagabondau pe la marginile orașului, Băgându-i pe cei ce treceau pe acolo. Tânărul profesor îi îndrăgise pe colocola meșteni iar ei îl compătimeau din tot sufletul. O să piară, stară cum schial nostru, fără mijloace, spuneau ei pe acasă la cei. Păi ce forare dacă n-ai mijloace? Serile, societatea selectă se strângea la glasul trecutului și cerceta cu privirea pe călătorul pe care se piară. Profesorul ședea în spatele unei bariere verzi din sticle de bere și citea tare cu o voce spartă ziare moscovite. Pe fața lui și roiau lacrimi chercherite. Poftim, vă rog, ce scrie în ziare, Bolbozer. Toți sunt în căutarea profesorului Starohamski. Expediție în ajutorul profesorului Starohamski. Pe mine mă caută, vai, de mine mor găsi și hohotele de plâns ale profesorului se întețeau. Știință, spuneau cu respect colocul la meștenii, nu e cum ar fi să deschizi un chioșcă asta nu e glumă, un meteorit, odată la mii de ani e așa ceva. E de unde să-l cauți? O fi la Tula și omul pierde degeaba pe aici. În fine, după o lună, expediția îi dădu de urmă. Încă de dimineață Colocolam se umplu ochi cureni, nordici, aerosănii și corespondenți în cizme din blană de ren. În zvonul clopotelor și în stricătele de bucurie de mulțimii, profesorul fui extras de la glasul trecutului, pus cu mare greutate în picioare și examinat de medicii expediției. Ei găsire că își păstrase formidabil de bine forțele. În acest timp, Corespondenții în cizmă din blană de ren umblau pe străzi și înhățându-i pe colo la meșteni de pulpane îi întrebau, furuncule aveți? Abcese aveți? A doua zi, renii nordici ai răsănile îi duseră în goană pe salvator și pe salvat. Expediția se grebea. În cursul săptămânii următoare trebuia să mai salveze încă vreo 20 de indivizi cercetători care și pierduse repentinderile înzepezite ale necuprinsei noastre patrii.